Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua tuturor! Să trăim fericiți! Sau cum se spune astăzi de 15 martie, că șegere ono pot chivano. Că e ziua maghiarilor de pretutindeni? Da? Pot? Nu știu ce înseamnă că mi-a rămas pe creier chestia asta de când mai urmăream eu TVR-ul și era marțea în programul ăla în limba maghiară. Și mi-aduc aminte că tanta aia de la TV începea cu chestia asta. Nu știu dacă așa se zice, habar n-am ce înseamnă, dar... Da? Nu? Că ce greu nu pot chiva, nu? Sper să nu sară nimeni în cap. Astăzi este 15 martie. Este 15 martie, marți. Anul ăsta, în mai, mi se pare că pică vineri 13. N-am nicio legătură, dacă ai idee. Dacă vă așteptați la ceva să vi se întâmple fain, frumos... Vineri 13, pică în mai, ca să știți. Ne întoarcem în martie. What? Dansăm un ciardaș? Un ciardaș ceva? Niște curtoșcolac? Yeah. Ok, căutăm cuvinte maghiare? Da. Un motiv în plus ca românii de pretutindeni, că ei de... maghiari sau români sau lipoveni sau ruși sau turci sau ce mai fi că țara asta noastră e un cocktail puternic de naționalități, de nu știu cum să-i spun, să se înjure între ei, să ne aducem aminte că acum 700 de miliarde de ani niște oameni s-au bătut, s-au înjurat, s-au spurcat între ei, da? Pentru că nu putem să ne bucurăm noi împreună de ceva. De 1 decembrie ne înjură ei, de 15 martie îi înjurăm noi, astăzi o să fie una din zilele alea, vă zic eu de pe acum. La fel de bine, astăzi este ziua mondială, băi, sper să fie 15, adică azi, nu? Nu mă fac de râs. Ziua mondială a drepturilor consumatorilor. Da, a drepturilor consumatorilor. Și mă opresc, că aș putea să fac un milion de comentarii. Este ziua internațională împotriva violenței poliției. În statele normale, în România ar trebui să fie ziua internațională împotriva violenței, împotriva poliției. Că nu cred că există stat în lume în care să existe mai multă discuție cu polițistul în contradictoriu. E clar, și polițiștii fac o grămadă de abuzuri. Nu e o noutate. Și când zic o grămadă, o grămadă! Lor poate li se pare că acționează în litera legii. Nouă, aflați de cealaltă parte a procesului verbal, ni se pare că ei fac abuz de putere. Și intervin pentru că, iarăși, nu e vina unuia, nu e vina altuia, e vina unor legi care nu-s clare și a faptului că nici unul, nici alții nu le cunosc. Legile. Românii nu-și cunosc drepturile. Ei cred că și le cunosc. Nu și le cunosc. Ei au impresia că fiind legea, reprezentând legea, au întotdeauna dreptate. Nu e adevărat nici asta. Și se ajunge la discuții contradictoriu. Inutile, da? De lungă durată, din care ambele tabere ies nervoase, tracasate, aproape de isterie și cu ziua bușită. Astăzi este ziua internațională împotriva violenței poliției. Ar trebui să le spunem și celor din Statele Unite chestia asta, că probabil ei încă nu știu. Ungaria își serbează ziua națională. Tot înainte. N-am nimic cu oamenii ăștia, cu ungurii. Deși sunt moldoveni și se spune că moldovenii și cu ungurii ăștia și o trag tare în gură unul altul, nu e adevărat. La noi e chestie de lătrăi pe Facebook. Da, unii latră în română, unii latră în maghiară, dar la final eu nu le mănânc mâncare, ei nu mănâncă mâncare, ei nu le respiră aerul, ei nu-mi respiră aerul, ei sunt țara lor, noi suntem în țara noastră, n-am probleme cu ei, așa cum nu am nici cu bulgarii, nici cu moldovenii sau cu ucrainienii. În schimb, mi-aș dori să am cu ucrainiencele. Honen Matsuri, Festivalul Japonez al Fertilității, este astăzi. Dacă zic bine, Festivalul Japonez al Fertilității, Honen Matsuri. Matsuri.
Astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Da? În continuare vă spun un motiv bun ca să ne putem înjura puțin între noi, pentru că în rest avem de toate, nu ne lipsește nimic, suntem veseli, suntem sănătoși, salariul pe minim pe economie e de sare dincolo de acoperiș, avem tot ce, școlile sunt în regulă, sistemul de sănătate e super, meseriaș, batem la fund orice țară din lume. Trebuie să ne supărăm pe ceva, și anume ne supărăm pe ziua maghiarilor de pretutindeni. Iar ei, la rândul lor, se supără pe ziua națională care e pe 1 decembrie, da, că e pe 1 decembrie. Motive să fim supărați nu există. Serioase. Ar exista, dar nu ne pasă de ele. Aflați că pe 15 martie 1964, echipa de handbal masculin a României a câștigat campionatul mondial din Cehoslovacia după ce a învins în finală echipa Suediei cu scorul de 25-22, devenind pentru a doua oară campioană mondială. O-e, 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 o-e. Ați văzut postarea de ieri de pe Facebook cu golul fantomă? Asta e, aia rezumă foarte clar părerea mea despre sport. Da? N-ați văzut la Trichindei din deal versus Arsenal Cocormârla sau ceva de genul ăsta? Da? De liga, nu știu dacă există un număr sau o literă în alfabet care să arate în ce divizie joacă, ligă, cum e acum cu fotbalul ăsta, abar n-am, în România. Trichindei sau Trichindei din deal versus Arsenal Cocomârla sau, da, o chestie de genul ăsta. Trebuia să o întrerupă probabil meciul din când în când ca să scoată oile de pe teren sau vacile satului. Genul ăla de, noi facem National Arena, da? Arena națională, și ne bucurăm că avem un fotbal de performanță. Fotbalul de performanță înseamnă fix București, unde arena națională, deși a costat zăpăcit, nu are capacitatea sau autorizațiile necesare ca să și primească meciuri de fotbal. Clink. Pe de altă parte, arena de la Cluj, făcuse valipet cu parcă pe Facebook sau chiar pe blogul personal, o comparație foarte faină pe care mi se pare că a preluat-o și Marius Sescu, arena națională cu asta de la Cluj. Număr de locuri, cum se poate, și aia de la Cluj net superioară, deși a costat de vreo 10 ori mai puțin. Da? Ei, ăștia de la Cocomârla, din Arsenal Cocomârla, au dat ei un gol. Ca să mă întorc la meciul, că să vă arăt de ce îmi place mie sportul în România, da? Au dat un gol. Dar cum au dat golul ăsta? Că se vede clar pe filmare, că au avut filmare, frate. Deci, vă dați seama, probabil că televiziunea locală, care ține de primar sau de viceprimar sau de, nu știu ce, consilier de acolo, a filmat meciul ăla de fotbal. Fantastic, un meci de fotbal. Și la un moment dat, unul de la echipa elaltă, da, dă cu piciorul minge din foarfecă laterală. Mi-a plăcut comentariul, din foarfecă laterală. Ei, și mingea intră în poartă, dar a intrat prin lateralul porții. Prin lateralul porții, cum a intrat mingea în poartă? Nu e greu de explicat. Plasa, fiind vorbind de divizia W. S, da? Plasa de la poartă era foarte ruptă în lateral, așa că mingea a intrat ca la ea acasă, dar prin lateral, bă, adică pe dincolo de bară. Cert este că arbitru a văzut mingea în poartă, pe interior, că acolo s-a oprit și le-a dat ăstora gol, le-a validat golul. Bă, scandal mare, ce scandal, toți s-au intrat pe teren, care mai de care, mai cu fes, pe, da? Cum stau oamenii pe teren, nap, că e frig, fes, cu pantalon de training, din ea, mai era unul cu o sticlă de bere, mână, bă, asta e ca la divizia DBZM, sau Liga 17, cum e acolo. Până la urmă le-a validat oamenilor golul. Asta e opinia mea despre fotbal, asta caracterizează, descrie opinia mea și părerea mea despre fotbal. Da? Un fel de n-ar mai fi. Am
handbalul, pe de altă parte, dacă în 1964 echipa de handbal masculin a României a câștigat campionatul mondial devenind pentru a doua oară campioană mondială, noi avem o echipă foarte bună de handbal, dar și așa oamenii o înjură și romașcanii consideră că se pompează prea mulți bani în echipa de handbal HCM Roman. Unii, că apare pe Facebook. Ce să vă mai zic? Probabil că sportul ăsta nu ne mai încântă cum ne încânta într-o perioadă. O fi din cauza tuturor scandalurilor, din cauza tuturor știrilor pe care ni le pompează televiziunile naționale, toate porcărioarele care au legătură cumva chiar și de la mare distanță și nici măcar pe o legătură sexuală, o relație așa cu sportul, intră în materialele, în știrile sportive. Probabil că asta a început să facă cumva să ni se acrească de sportul din România. E posibil? Posibil. În 1890, apropo de ce spuneam ieri, că noi ca români nu așteptăm nici măcar până în ultimul moment ca să rezolvăm o chestie, ci așteptăm să se petreacă ceva ce ar fi putut fi făcut să nu se petreacă. Dar abia pe urmă intervenim, de genul, uite, pe cea Rosetti se creează o găurică în asfalt. Posibil ca cei de la primărie să nu știe, pentru că, încă o dată, repet, nici ei nu sunt Dumnezeu. N-au cum să fie peste tot în același timp. Nu au cum să vadă toate bucățelele de stradă din municipiul Roman. Este corect. Undeva pe cea Rosetti, segmentul poliție, școala numărul 1, în jurul unei guri de asta de canal, s-a creat o găurică în asfalt. Nu mare, dar e o găurică. E clar că se duce în jos. De ce? Pentru că pe acolo trec cu mașina și o iau de fiecare dată. Tudum. Da? Nu e o gaură mare? Nu mă înțelegeți? Nu e o chestie care să mă facă să intru în panică. Dar e acolo găurica și nu era acolo luna trecută. Da? Dar după bunul model românesc vom aștepta mai întâi să cadă canalul ăla vreo 15-20 de centimetri spre interior, cineva să-și rupă mașina, de ce nu cu puțină baftă, poate un accident mai serios, abia pe urmă să vină cineva să rezolve. Despre asta vorbeam, da? Că noi în pur stil românesc facem chestia asta, așteptăm să se întâmple mai întâi chestia, o chestie care de altfel ar fi putut fi prevenită, dar trebuie să se întâmple mai întâi, că altfel nu se justifică mișcarea. Da? Păi dacă nu s-a întâmplat încă, de ce să ne mișcăm? Deci probabil că cineva o să aștepte să cadă canalul ăla în interior. Dacă are baftă respectiva companie, Apa Servo se ocupă de canalizare, dacă înțeleg eu, nu. Cine se ocupa? Abar n-am, da? Mai întâi să pice cineva cu mașina în canal și abia pe urmă să vină să se rezolve. Aflați că în 1892 a fost patentată prima scară rulantă de către Jesse W. Reno din New York. De ce am făcut paralela asta? Poate vi se pare că n-are nicio legătură, dar mă uitam și am văzut informația asta și mi-am adus aminte de ce mi-a spus doamna Cristiana Bortaș în urmă cu foarte mulți ani, când lucram încă la Radio Nord-Est și domnia sa era redactor șef la Monitorul de Roman pe vremea aia. Și mi-a spus, noi ca români avem problema asta. Alte naționalități, alte țări, când și-au dat seama că ceva este necesar, l-au inventat. Adică, vorbeam de lift pe vremea aia. Unii oameni din Marea Britanie și-au dat seama la un moment dat că e greu să urce pe trepte. Și-au inventat liftul. În condițiile și în anii, uite, apropo, scara rulantă, în 1892, în condițiile în care în România încă se mergea cu trăsura, pe drumuri în București, acoperite atât de noroioase și de mâloase și de plină de gropi, încât, decât să le repare, au preferat să pună scânduri, să le podească, să facă scânduri peste noroiul ăla. Da?
Despre asta vorbesc. În 1892 a fost patentată prima scară rulantă. Oamenii au văzut necesitatea unei metode mai ușoare de a ajunge la o altă înălțime, la un alt etaj. Și au gândit scara rulantă. Nu oamenii ăia, nenea ăsta, Jesse Reno, din New York, a gândit scara rulantă. L-a dus mintea. Bucureștiul era plin de noroi pe vremea aia. Avea ulițe. Și pentru că nu le veniseră ideile bune, și anume să pietruiască sau să nu se asfalteze, ba, de ce nu să asfalteze? Sau măcar să pună piatră cubică, au gândit varianta să acopere acel nămol, mâl, noroi, cu scânduri de lemn. Care a fost o inovație, probabil. Și a fost considerat o idee fantastică. Nu spun că suntem un popor prost, dimpotrivă. Suntem foarte un popor de oameni deștepți. Asta o arată multitudinea de premii care vin din străinătate, care se întorc din străinătate cu echipe românești, atât de elevi cât și de non-elevi, la diferite competiții. Se vede că românii sunt mai deștepți și mai bine pregătiți și cu un nivel de educație mai mare decât acelor din spațiul european, de exemplu, pentru că, hai să fim serioși, iarăși spun, nu sunt singurul român care a ieșit din țară, dimpotrivă, cred că toți românii aproape au ieșit măcar o dată din România și au văzut cam cât sunt alții de tălâmbi. Păi noi suntem pregătiți, adică pregătiți generalist, la modul, avem informații. Da? Dar ce se întâmplă totuși? Varianta de răspuns corect ar fi că suntem leneși, frate. Și dacă cineva are posibilitatea să se ridice, vor fi alții care să-l tragă imediat în jos. Nu leneși, poate nu-i cuvântul potrivit, de lăsători și invidioși. Da? Că nu suntem un popor de oameni proști. Dimpotrivă. Improvizăm foarte mult. Dar când ajungi la momentul în care să improvizezi și să se asfaltezi singur, când vezi că statul este statul nu e capabil. E incapabil, care este, ăsta era cuvântul, da? Să facă o treabă, te apuci să o faci singur și pe urmă te amendează că ai făcut-o. A se vedea cazul celor care și-au asfaltat singur drumul. Evident, acolo există un contract, există o societate care se ocupă de asfaltare, există niște oameni care au responsabilitatea asta, niște oameni care răspund pentru lucrările respective. Ăia nu au fost în stare să facă nimic, oamenii s-au plictisit să aștepte ca idioții și au asfaltat singuri. Da, ok, a avut o țară de iz electoral, pentru că a fost și primarul localității respective implicat, fost primar. Bă, dar dacă statul a văzut, nu e prima oară când se întâmplă chestia asta, când oamenii își asfaltează singuri. Bă, frate, ai văzut că nu se întâmplă nimic, da? N-au existat fonduri pentru asfaltarea unui drum, oamenii și-au făcut singuri treaba și pe urmă a venit statul și i-a amendat că au făcut treabă. Și mai fain, la finalul materialului apare uimitoarea remarcă: Compania Națională de Drumuri și Poduri nu are finanțele ca să termine ce au început oamenii ăștia. Cum? Da, Compania Națională, CNADNR-ul, nu are finanțele să termine ce au început oamenii ăia. Păi oamenii ăia au dat 600 de lei. Că atât i-a costat, cică, să se apuce să asfalteze, să repare drumul respectiv. CNADNR-ul, care cu onor încasează niște finanțe, frate, nu au bani să facă o porțiune de 16 kilometri? Unde să duc banii pe care îi plătim? Serios acum, hai pe bune, că
20 de milioane, hai că nici nu știu câți români sunt, hai să punem 16 milioane de români, da? Plătesc niște taxe și impozite. Nu toți, că mai sunt și copii. Pune 10 milioane, pune 5 milioane, pune 7 milioane de români. Plătesc taxe și impozite. Unde să duc banii ăștia? Că doar nu-i arunci în fântână. Cum să spui că cine ADN-ul nu are bani să... nu are finanțe să termine ce au început oamenii? Ei au început cu banii de buzunar. Nu și-au mai luat țigări, nu și-au mai luat rachiu 2-3 zile și au început să asfalteze un drum. De ce? Pentru că era necesar. S-a supărat statul și CNADNR-ul s-a scărpinat în fund spunând, dar eu n-am, frate, cu ce să termin ce întreb. De asta i-am trimis în judecată și i-am amendat. Pentru că au început și ea că acum mă forțează să caut niște bani pe care eu nu i-am. Ca să termin ce au început ei. Este rușinos. Este rușinos. Un studiu recent arată... Da? Un studiu recent condus de cercetătorii de la Universitatea din Alabama au constatat a constatat că mai multe tatuaje pe corp ar putea stimula răspunsul imunologic, ceea ce face organismul mai puternic în lupta împotriva infecțiilor, scrie descoperă.ro. De aceea maorii o duc bine, trăiesc câte 100 de ani. De aceea triburile indigene din Amazonia, din Amazon, Amazonia, da? O duc foarte bine. Trăiesc câte 100 de ani. De aceea dacii, domnul Gheorghe Funar, geto dacii, care aveau tatuaje, i-a inventat tatuajul, da, de fapt, au trăit atâtea mii de ani și da, ei au reușit să împânzească pământul. Tatuajele fac bine. Tot ce ați auzit până acum, deci science, da? Tot ce ați auzit până acum legat de tatuaje e nașpa. Tatuajele fac bine. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Alabama, multiplele tatuaje pe corp au efect asemănător cu activitățile în aer liber. Deci decât să alergi 30 de kilometri, te duci tu la Link Tattoo în București, vorbești cu Radu Klein și îți face la un tatuaj. Și îți face artă. Deci nu, și că îi fac și reclamă, că mă dă la bască, la urmă urmei nu mă plătește și nici nu cred că mă urmărește. Radu Klein, Link the Link. În București, căutați-l pe Facebook, ăla face artă, nu el singur, că e o echipă întreagă acolo, dar pe ceilalți băieți nu-i cunosc după nume. I-am văzut o singură dată, da? Artă, frate, pe corp. Deci decât să alergi 30 de kilometri, mai degrabă să faci un tatuaj. Care același efect. Asemănător, nu același. Odată cu o nouă activitate fizică intensă, corpul uman este slăbit de noul stres. La sala de sport, acest lucru îl reprezintă durerile musculare. După tatuare, de multe ori apare efectul de epuizat, deoarece corpul se întreabă de ce se simte injectat cu un conținut străin adânc în piele, spun cei de la descoperă.ro. După câteva zile însă de activitate în sala de sport, mușchii încep să se întărească și durerile dispar. Cercetătorii au putut observa același efect și în urma tatuajelor, prin vizitarea unui salon de tatuaj și prin recrutarea de voluntari. La studiu au participat 24 de femei și 5 bărbați, că bărbații sunt mai târșăloși când e vorba de durere fizică. Conform descoperă, studiul a examinat cât de multe tatuaje are o persoană și cât timp a durat fiecare sesiune de tatuare. Apoi au fost analizate probele de sânge pentru a măsura nivelurile de imunoglobulină A la participanți. Imunoglobulina A este un anticorp, cortizol și un hormon al stresului. Sau de ultima parte n-am înțeles absolut nimic din ea, dar sunt cuvinte faine cu multe litere și vi le-am dat și vouă. Echipa a constatat că oamenii care și-au făcut primul lor tatuaj au avut o scădere semnificativă a nivelului de imunoglobulină A, în timp ce persoanele care aveau mai multe tatuaje au înregistrat un nivel de imunoglobulină A puțin scăzut. Potrivit oamenilor de știință, acest lucru sugerează că organismul, eu am citit orgasmul de fiecare dată, dar fiecare cu mintea lui. Sugerează că organismul își întărește răspunsul imunologic. După un stres, corpul tău se întoarce la echilibru. La echilibru se întoarce corpul tău, hm?
Cu toate acestea, în cazul în care continuați să stresați corpul, iar și iar și iar și iar, organismul, în loc să se întoarcă la același punct stabilit, își ajustează punctele sale interne și, drept rezultat, crește rezistența, a declarat Christopher Lean, unul dintre autorii studiului potrivit Descoperă.ro. Cu alte cuvinte, tatuajele sunt bune, că îți creează o rezistență la ceva. Și bătutul, mergând pe aceeași idee, e bun. Bătaia, într-adevăr, e ruptă din rai. Da? Pentru că duci corpul la un anumit punct și el se ajustează. Te obișnuiești cu bătaia, vrei, adică. Îți o iei odată, te doare. Îți o iei a doua oară, doare mai puțin. După vreo 50-60 de ședințe, nu te mai doare aproape deloc. De ce? Te-ai obișnuit sau ai murit? Una din două. Presupunem că te obișnuiești, da? Adică gândiți-vă și la varianta asta. Stresați corpul iar și iar și iar, organismul, în loc să se întoarcă la același punct stabilit, își ajustează punctele sale interne și, drept rezultat, crește rezistența. Napoleon făcea chestia asta cu arsenic. Eu făceam, când eram mic și prost, chestia asta cu plumb. Ha, nu v-am zis, eu mâncam plumb când eram mic. Plumb ilutat, de pescuit. Săracul om mergea pe baltă, la un moment dat, cu undița și arunca chestia aia în apă și plutea. De ce? Nu mai avea plumbi. De ce? Îi mâncase neamțul. Neamțul mânca plumb. Și vă întrebați de ce n-am murit încă? Nu știu, dar se pare că și idioții au norocul lor. Plumb, frate! Îmi plăcea gustul ăla metalic. Bine, când eram mic, eu am mâncat o mulțime de chestii, inclusiv o travă pentru șobolani. Știți grăunțele alea micuțe, roșii? De alea mâncam. Alea nu omoară nici șoareci, dar îmi de tabou. Corect? Dar le mâncam mergând pe ideea că Napoleon, că și eu am citit când eram mic, da? Și am citit undeva că Napoleon încerca să-și crească rezistența la otrăvuri băgând în el arsenic. În doze din ce în ce mai mari. Și am zis că dacă vreodată voi ajunge cineva în viață, s-a dovedit că n-am ajuns cineva nei ca nimeni și o să vrea cineva să mă otrăjească, da? Să fiu pregătit. Rușii la beție fac chestia asta, ei se împușcă cu gloanțe cu calibru din ce în ce mai mare. Rezultă că pe mine n-a vrut nimeni să mă otrăvească, pentru că sunt nimeni. N-am ajuns cineva cum am vrut eu, decât cineva foarte prost, probabil. Nei ca nimeni, nu vrea nimeni să mă otrăvească. Singura persoană care a încercat să mă otrăvească, a încercat să-mi otrăvească zilele, dar am scăpat. Nu m-am căsătorit până la urmă. Și nu vorbesc de ea, ci vorbesc de măsa. Că mai rea decât o nevastă la casa omului, e o nevastă cu mamă. Da? Aia vroia să mă otrăjească. Să-mi otrăjească mie zâlili. Noroc că îngerul meu păzitor mi-a zis, bă, neamț, zi nu. Ca urmare nu m-am căsătorit. Făceți-vă tatuaje, punctul meu de vedere. Mie îmi plac tatuajele. Eu am niște porcării pe mine. Radu Klein, apropo că vorbeam de el mai devreme, tot în urmă cu vreo 10 ani a început să mă roage. Haide, băi, să-ți termin și ție să ai și tu un tatuaj ca oamenii pe tine. Tot amân, pentru că, într-adevăr, este și costisitor. Tot amân. Doi, mie mi-e frică de durere. Nu-mi plac durerile. De cap, în primul rând. De el, săracul, tot insist. Hai, băi, acum nu mai insistă. Văd că s-a lăsat și el pe gubaș, săracul. Dar, într-adevăr, dacă ar fi să-mi fac un tatuaj la el, cred că mi-aș face, pentru că omul ăla, într-adevăr, face artă pe piele, fără să exagerez. Și dacă s-ar... cred că s-a dus, nu-s convins, să meargă la expoziția de... cum îi spune? Vernisaj? Se cheamă? Unde se duc oamenii și expun tablourile, da? Ați văzut de tablourile alea care costă 400 de milioane, 500 de milioane, 40 de milioane de dolari și așa mai departe? Niște... pătrățele albastre? Râdeam cu ăștia de pe nu știu ce grup și vorbeam de tablourile foarte, foarte scumpe pe care nu le înțelege nimeni, dar toți ne dăm deștepți pentru că nu vrem să părem proști. Da? E un tablou vândut, ce e un fel de record, 47 de milioane de dolari, un tablou mare, cât aproape un perete de garsonieră, două dreptunghiuri albastre cu o dungă albă între ele
Și zic, uite mă, ăsta e un 47 de milioane a costat tabloul ăsta. Și îmi răspunde cineva, cred că asta e masa de ping-pong cea mai scumpă din istorie. Și atunci m-a prins, da frate, aia e o masă de ping-pong. Ăla e tot tabloul, 47 de milioane. O masă de ping-pong. Da? Deci dacă alea costă bani, imaginați-vă arta pe piele cam cât ar putea să coste sau ce... Dacă s-ar face o expoziție cu artă pe tablouri pe piele. Pentru că am văzut niște tatuaje care într-adevăr te lasă mască. Nu mai sunt tatuajele alea de pe vremuri cu ia de aici frate să-ți facem Ana plus Costel egal Love sau sirena aia ordinară sau ancora clasică. Nu mai sunt pârnăiașii care au tatuaje. Acum se face artă pe piele de adevăratele. Artă 3D. Îți dă iluzia de 3D, cel puțin, da? S-a ajuns ca lumea. Se lucrează fain. Și vă recomand, da, frate, crezi că un tatuaj te reprezintă, vrei să-ți faci ceva, vrei să-ți marchezi pe piele un eveniment super important sau o amintire. De ce nu? Plus că ce că face bine. La organism. Din păcate însă și tatuajele astea sunt ca scumpuțe. Sunt cam scumpuțe. Asta am zis. Știu că v-ați gândit la prostii. Cam scumpe, bre. Și munca este pe măsură. Dar cam scumpe pentru un salariu minim pe curbie. De la ce plecasem? A, că tatuajele sunt bune pentru organism. Nu o spun eu, o spune știința. Bă, atunci când publicitatea își atinge targetul, hai ca să lămurim mai întâi. Ce e publicitate? Publicitatea este metoda prin care cineva își face cunoscut un produs, serviciu, etc. etc. Aia se numește publicitate. Ce este ăla target? Target este publicul căruia îi se adresează firma respectivă prin publicitate. Adică, dacă eu vreau să vând telefonul ăsta, n-am să vorbesc, n-am să mă adresez persoanelor peste 80 de ani. De ce? Pentru că pe aia nu interesează. Aș vorbi cu ei degeaba. Dom'le, vreau să vând telefonul ăsta. Și el spune, mamaie, dar ce e acela? Da? Nu. Targetul pentru o vânzare de telefon de genul ăsta va fi format din persoane tinere sau tinere. Corect? Nu telefonul ăsta care e un jaf, dar un telefon. Ăla se numește target pentru E. Și e bine atunci când publicitatea își atinge targetul. E ideal ca publicitatea să-și atingă ținta, să meargă exact la persoanele care trebuie. Există posibilitatea ca publicitatea asta să-și atingă ținta la propriu, de adevăratelea. O femeie de 67 de ani a ajuns luni în spital după ce aflată pe o trecere de pietoni din municipiul Arad a fost lovită în cap de un panou publicitar. Mai clară publicitate de atât că eu m-aș duce să am panou ăla, m-aș duce la cel care era inscripționat pe panou, da? Pentru că panou ăla avea o reclamă pe el. Eu o să fiu deținătorul tabloului, m-aș duce la respectivul care și-a făcut reclama panoului și aș spune, domnule, trebuie să mă plătești mai mult. De ce? Am ajuns să dau fizic reclama ta către oameni. Mi-am atins targetul. Femeii în cap. Incidentul a avut loc pe trecere de pietoni. Nu-i de râs, evident, e de plâns. E tâmpenie și... Dar ca idee, despre ce vorbim? Incidentul a avut loc pe trecere de pietoni din cartierul Aurel Vlaicu, din municipiul Arad, în apropierea unei treceri de peste linia de cale ferată. Martorii au declarat că panoul care se afla în apropierea unei benzinării era ancorat cu dale de beton, însă acestea au cedat, iar panoul a fost luat de vânt. Conform acelorași surse, care sunt martori, femeii lovite de platou îi curgea sângele din cap și avea o rană și la gleznă. Femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Arad, aflându-se acum în investigații medicale. Urât de tot, femeia are traumatism cranian cu plagă la nivelul capului și o fractură de gleznă suspiciune. Polițiștii au început cercetările pentru vătămare corporală din culpă, încercând în același timp să ia legătura cu firma care deținea panoul. Mă, întrebarea mea este, a bătut vântul la Arad atât de tare? Am mai văzut
rafale puternice de vânt făcând jale de adevăratele, da, cu acoperișuri luate, copaci rupți, da, un panou publicitar smuls din dale de piatră, de beton. Dacă sunteți din Arad, spuneți și mie, că eu nu vreau să... Mă gândesc, adică, cam cât a bătut vântul ăla, frate? Nașpa, sper că femeia să-și revină, mai ales la vârsta asta, 67 de ani. Acum parcă îmi pare rău că am început subiectul râzând, că publicitatea își atinge ținta. La țintă chiar. Când e să n-ai șanse, n-ai șanse, da? Știți clipurile alea de pe YouTube cu cei mai norocoși oameni sau cu, din potrivă, frate, când e să ți se întâmple, ți se întâmplă. Voi nu știu dacă credeți în chestia asta, da? Eu sunt convins că lucrurile care se întâmplă se vor întâmpla la momentul stabilit. Nu mai devreme, nu mai târziu. Se va întâmpla oricum. Eu cred în parce și acum, da? Cred că e acolo cineva cu un fir și cu un foarfec. Chestiile care se întâmplă se vor întâmpla oricum. Că te zbați tu sau că... Ele se vor petrece oricum. Cred că termin foarte repede emisiunea asta. Femeile, ci că investesc mai mult în sănătatea dentară. Peste 50% țin la prevenție, în timp ce bărbații ajung la dentist atunci când au probleme stomatologice grave. Se arată într-un studiu realizat de o clinică dentară din capitală. Potrivit acestui studiu, femeile investesc mai mult decât bărbații în sănătate dentară, astfel 7 din 10 pacienți care urmează tratamente ortodontice sunt reprezentante ale sexului frumos. Ele cheltuiesc în medie 2000 de euro pentru perfecțiunea daturilor. Ele cheltuiesc 5000 de euro pe geantă, pe de altă parte, da? Sau 3000 de euro pe pereche de pantofi. Bărbații cheltuie 15 lei pe o sticlă de bere și o pungă de sămânță. Și-s fericiți. Femeile sunt cele mai conștiincioase când vine vorba despre sănătatea orală. Și bărbații sunt interesați de oral. Trebuie să admitem. Peste 50% țin la prevenție, merg regulat la consult și își fac la fiecare 6 luni o igienizare sau un detartraj. Iar tratamentele în care investesc vizează în special îndreptarea dinților. După ce muști dintr-un bărbat și îi mănânci creierii, te duci o dată la 6 luni să-ți îndrepti dinții și eventual să-i ascuți. Să-i mai pilești puțin, da? Îi pilești ca să poți să continui. Doamne ferește! N-ai vrea să-l molfăi ușurel în gingii. Pe bărbatul, un soț mai ales, dacă îl ai, poate să-l molfăi, să-l mesteci sănătos. Dintre aceste femei, majoritatea au peste 25 de ani, dispun de un venit stabil peste medie și sunt de profesie avocați, actori, trainer, speaker, antreprenori, jurnaliști și diplomați. Bă, vă asigură că femeia de servici, ciu, femeia de serviciu nu se duce să-și facă de tartraj și nu bagă peste 2000 de euro în ață dentară. Și bărbații la fel. Da? Aici, corect, studiul ăsta ar spune, sunt femeile care au bani. Spune clinica dentară din capitală. Fără să mai spunem că studiul ăsta a fost făcut pe... Nu zice pe cât. Dar se referă strict la clienții care vin în această clinică dentară. Restul de 98% din populația capitalei care nu-și permite să-și cumpere o cană de apă, aia nu merg la medic la fiecare 6 luni să-și facă un detartraj. Aia așteaptă să le cadă dinții cu maxilar cu tot. De ce? E foarte simplu. Ea nu-și permit să bage 2000 de euro pentru perfecționarea danturii. Nu e nicio noutate. Serviciile stomatologice nu sunt ieftine.
Foarte adevărat, și oamenii ăia trebuie să trăiască, trebuie să câștige. De ce? Pentru că e o afacere medicală în care, ca să ajungă la nivelul de a avea grijă de dinții tăi, au muncit o grămadă, au învățat o grămadă și au cheltuit o grămadă. E un lanț. Da? Ca să ajungi la nivelul să câștigi o gârlă de bani din servicii stomatologice, mai întâi trebuie să cheltui o grămadă de bani, școală, transport, practică, echipamente, nu mai zic, la, pe urmă stai, caută-ți un spațiu, fă-ți reclamă și abia pe urmă să vină clienții. Deci, bagi bani ca să scoți bani, dar la mijloc este serviciul medical, pe care, îmi pare rău să spun, nu și-l permite oricine. De ce? Pentru că e scump. Într-adevăr, este scump. Și atunci majoritatea românilor, lăsăm la o parte ce spun ăștia cu clinica lor, da? Majoritatea românilor nu și-l permit. Și așteaptă să le pice maxilarul. Când ați fost ultima oară la un detartraj? Pur și simplu. Deci fără să vă doară dinții, fără să aveți un acces, fără să aveți o carie, pur și simplu, au trecut 6 luni, bă, mor să-mi fac și eu un control la medic. Este recomandat. E o idee bună. Să mergeți la un control regulat, la orice tip de medic, nu neapărat la stomatolog. Cât fac chestia asta? Cei care își permit să bage 2000 de euro. Cei care nu își permit să bage banii ăștia, nu cred. Îi așteaptă, într-adevăr, să li se facă fața așa. Nu poate să vorbească, se curgă din gură. Și abia atunci ajung la medic. Și aici vorbim de stomatolog, dar există și alt tip de medici. Domnule, mi s-a umflat, uite așa, cilea mea, ești o boalfă în burtă. Păi și, domnule, mori, ești pe moarte. Acum să vin, acum mă doare. Pentru că oamenii nu-și permit. Bărbații zic că pun preț mai mare pe calitatea produselor, adică pe rezistența lor în timp și funcționalitate, fiind mai puțin interesați de aspectul estetic al danturii. Adică ce vrei să spui, că bărbații și-ar pune dinți din oțel pentru că durează mai mult, din titaniu, decât să-și pună din os, fildeș? Potrivit datelor culese de pe perioadă de jumătate de an, bărbații fug de stomatolog și merg de obicei la dentist atunci când au probleme stomatologice destul de grave sau dureri care trebuie rezolvate urgent. Hai, ce vă spuneam mai devreme. În schimb, femeile care țin foarte mult la aspectul lor și care își permit 2000 de euro, merg la perfecționarea danturii. De-aia sunteți voi frumoase și aveți un zâmbet atât de atrăgător care ne bagă pe noi în boale. Când zâmbim noi, da? Când zâmbiți voi e fain. Cling! Zâmbește o femeie, bună, ce faci? Cling! Stiulăciște dantura, e fain. Când zâmbește un bărbat, n-ai văzut rechinii? Așa suntem noi. DSVSA Cluj a asistat vineri și ieri distribuirea laptelui la școli din programul guvernamental Laptele și Cornul, după ce mai mulți directori de unități de învățământ au reclamat calitatea produsului, analizele relevând câteva probe neconforme din punct de vedere bacteriologic. Și noi ne supărăm că nu știu ce firmă a apărut a fi suspectă într-o problemă într-adevăr de interes național și am sărit cu toții în sus. Dar dacă ăștia, care prin programe de stat nu sunt conformi, atunci de la o afacere care e făcută să facă bani, așa te aștepți. Șeful de DSVSA Cluj, Ioan Oleleu, a declarat ieri pentru corespondentul Mediafax că dacă laptele din cutiile cu probleme ar fi ajuns în consum, ar fi putut produce îmbolnăviri, dar din fericire nu s-a înregistrat niciun astfel de caz. Laptele o să fie luat, retrecut, repasteurizat sau ce drag să face și pus înapoi în vânzare. Nu îl mai dau la cornul și laptele, nu se mai dau acolo, se palmează ușurile și se trimite în nu știu ce supermarket. Stați voi calm, nimic nu se pierde, totul se consumă.
S-a asistat vineri și luni distribuirea laptelui în școlile din județul Cluj, iar buletinele de analiză au relevat din câteva probe anumite neconformități din punct de vedere bacteriologic. Recipienții în care se află laptele, acele cutii, prezentau deformări. Dacă laptele din cutiile respective ar fi ajuns în consum, ar fi putut crea probleme copiilor, dar din fericire nu am avut niciun astfel de caz. Foarte bine. Urmează să se verifice cauzele care au dus la înregistrarea acestor neconformități. Există posibilitatea ca distribuirea laptelui să se reia de marți, a spus Oleleu. Să nu râzi niciodată de numele unui om. Dar serios, Oleleu, și mai lucrez la DSVSA, cum vă merge treaba? Oleleu. La rândul său, Valentin Cuibuș, șeful ISJ Cluj, a declarat că la instituția pe care o conduce s-au primit joi și vineri mai multe sesizări de la directori de școli care au reclamat faptul că erau umflate cutiile cu lapte. S-a luat măsura preventivă a blocării întregului lot, care urma să fie distribuit vineri în județ. Distribuirea a fost sistată și luni. Nu avem niciun copil îmbolnăvit, a spus Cuibuș. Cuibus. Licitația pentru distribuirea laptelui din programul guvernamental Laptele și Cornul, organizată de Consiliul Județean Cluj în anul 2013, a fost câștigată de SC Dorna S.A., fiind încheiat un contract cadru pe 4 ani. Valoarea totală a contractului este de 6,6 milioane de lei. Din produsele din acest program beneficiază circa 57.000 de elevi din județul Cluj. Apoi, oleleu, frate, să fim îmbolnăvit toți ăștia. Mă apropiu? Nu cred că mă apropiu. Are careva idee la cât am început? Că m-am doi subiecti și că cam termin. J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, a obținut până în prezent un profit de, vă țineți bine de scaune, 7,5 miliarde de lire sterline de pe urma francizei de succes Harry Potter. Deși au trecut 10 ani de la lansarea ultimului volum din saga despre băiatul vrăjitor. Au trecut 10 ani de la ultimul volum? Frate, dar câți ani am? Da. Au trecut 10 ani de la lansarea ultimului volum din seria Harry Potter. Babelor! Publicația The Sun a dezvăluit că profitul de pe urma franciză Harry Potter nu se ridică cu precizie în prezent la 7,5 miliarde. În schimb, Rowling ar putea acumula în următorii ani, conform predicțiilor financiare, o avere estimată la 17 miliarde de lire sterline. De aceea, ghiniezi, lăsați drac manele, lăsați drac sămânța, lăsați drac men, încep să scriți. Încep să scriți, că scrisul va face bine. Scrisul. Că nu e plăcere mai mare decât cititul cărților. Și al scrisului, eu scriam când eram pe cărți, chiar scriam. Nu-mi place mate. Scriam pe cartea de mate. Scriam pe cartea de telefoane. Numărul de telefon nu mai este bun. Da? Scriți. Scrisul vă face bogați. Nu, la modul serios. Scrieți, fraților. Aveți o idee bună. Puneți-o pe hârtie. E adevărat. Dacă și publicarea a ce scrieți voi ar fi mai facilă, ar fi o idee bună. Tantea asta, Rowling, ia o liră sterline. Da, așa să văd dacă zic bine? Unde e? Rowling primește o liră sterlină pentru fiecare exemplar al cărții vândut în lume. Din vânzările exemplarelor cărții s-a înregistrat o sumă în jur de 141 de milioane, doar în Marea Britanie și Statele Unite, în 2008 până în prezent. Potrivit The Sun. Pe de altă parte, de-a lungul ultimilor 3 ani, Rowling a câștigat aproape 70 de milioane din vânzarea de cărți în versiune electronică prin site-ul Pottermore. A nu e vorba doar de publicat. E și de un contract pe care ți-l oferă agenția cu care lucrezi, editura. Și nu pot să nu mă gândesc că de curând am început să umblu și eu după edituri în România. Și condițiile față de condițiile din
Uite, astea de exemplu de care v-am zis până acum, nu sunt foarte bune. Nu știu exact ce îți oferă o editură în România, în afară de faptul că îți oferă posibilitatea să-ți publici pe banii tăi. Ok, ai o idee, trimiți un bucățică dintr-un exemplar, dintr-un ceva la o editură, editura evaluează și ar trebui în mod normal să riște, bă, bun material, îmi place, dă-l gata, că uite, dacă îl dai gata în 6 luni, publicăm imediat, ieșim pe piață și eu te plătesc cu atât, plus parte din vânzări și restul mi-o opresc eu. Câștigăm amândoi. Amândoi. E, amândoi nu prea merge în România. Pentru că dacă e o afacere, la noi există concepția asta, dacă e, facem o afacere împreună, dar unul dintre noi trebuie să câștige. De aia se cheamă afacere. Unul trebuie să câștige, celălalt trebuie să piardă. Nu, asta se numește înșelăciune. O afacere bună este atunci când câștigă toată lumea. De aceea, Rowling primește o liră sterlină pentru fiecare exemplar al cărții vândute în lume. Suma exactă ce revine scriitoarei de... Ați publicat, haideți domnilor, că știm, numai pe Facebook vorbesc cu vreo 5 oameni care au publicat și nu o carte sau două, ci vorbim de volume întregi, unul după altul. Tare curios care-s condițiile de publicare și cum vin banii către scriitor, că la urmă e munca lui, e intelectul lui pus acolo pe hârtie. Tare curios. Suma exactă ce revine scriitoarei din acordul cu compania de producție Warner Brothers, ce produce filmele și jocurile video bazate pe povestea din cărți, este învăluită în mister, dar relatări din presă divulgă faptul că romanciera câștigă un procent mult mai mare decât media autorilor ce semnează astfel de acorduri de producție. Filmul Fantastic Beasts and Where to Find Them, ce va învățișa aventuri întâmplate înainte de povestea inițială a lui Harry Potter, se va lansa în noiembrie, iar expertul în marketing Mark Borkowski a declarat potrivit The Sun că estimările sale, fiecare parte implicată în realizarea filmului va beneficia de 600 de milioane de lire sterline, echivalent cu un total de 1,8 miliarde. Bani foarte mulți, bani foarte mari pe care noi ca români nu o să-i vedem niciodată, că e aproape de bugetul României, de PIB. Vă zic încă o dată, scrieți. Da, vi se pare că aveți o idee bună? Scrieți. Cu asta închei, parlamentarii și-au... cum era... Unde am fost noi în vacanța de vară? Pe coasta de Fildeș. Da, asta ce-i? Coasta de Azur. Și asta ce-i? Coasta în chei. Că. Cu doar 2 zile înainte de intrarea în vigoare a legii antifumat, deputatul Daniel Fenechiu a propus un proiect de modificare a legii, în sensul în care să fie posibil amenajarea unor spații speciale pentru fumători, dar și gruparea fumătorilor în cluburi. Păi domnul Fenechiu, să vă salut respectuos și să vă spun că s-a cerut așa ceva cu luni înainte. Un proiect de modificare a legii, în sensul în care să fie posibilă amenajarea unor spații speciale pentru fumători. Acum, când va atinge în mod direct, ăștia au crezut, senatorii, deputații și așa mai departe, au crezut că pe ei legea asta nu o să-i atingă și că ei vor putea fuma în continuare în spațiile în care fumau și până acum, gen la barul senatului, la barul parlamentului, la restaurant, că și casa aia e plină de baruri și de restaurante, da? Ei nu mai pot, nici pentru ei. Ei au avut senzația că tașmă că legea asta o să treacă, dar pentru prostime, noi ăștia de sus, vârful drapelului, da? Pentru noi, legea asta nu o să se pună în aplicare, nu o să vină polițistul să-mi dea mie amendă că... E, nu le dat voie nici lor în senat, în parlament, în camera deputaților, unde dracu mai sunt ei acolo, nu le-au dat voie să fumeze și trebuie să iasă tot afară ca prostimea, da? Brusc vine Fenechiu și spune, bă frate, băi, trebuie să delimităm niște spații în care să putem fuma. Păi da, domnul Fenechiu! Și revin la partea cu să vă... Da? Oamenii i-au cerut chestia asta cu multe luni înainte de a propune chestia asta. Lăsați oamenii,
patronii de baruri și restaurante să-și amenajeze spații speciale în care să-i grupezi pe fumători. Dacă pe bolnavii îi bagi în spital ca să nu îmbolnăvească restul populației și îi ții separat, fă și cu fumătorii la fel. Nu! Nu v-a plăcut așa! Și ați zis că taci, bă, că ăștia ori să nu se supere românii că nu mai pot fuma unde vor ei. Ia că nu mai pot să fumezi aproape nicăieri. Nici voi. Nici voi. Și vine Fenechiu cu propunerea unui proiect de modificare a legii în sensul în care să fie posibilă amenajarea unor spații speciale pentru fumători, dar și gruparea fumătorilor în cluburi. Mergând pe aceeași linie, aș spune, propun, vedeți că dacă nu le ajunge lor cuțitul la os, nu fac chestii în interesul populației, atunci să-l facă măcar în interesul lor personal, care să se reflecte și la populație. De aceea nu le mai dați, nu mai votați pensii speciale. De aceea lăsați-i cu minimul pe economie pe care l-au votat tot ei. Vreți să nu mai fie minimul ăsta pe economie de 1050 de lei? Este foarte simplu, obligații să trăiască tot din banii ăștia. Și atunci va exista un proiect de lege care să spună, băi, venitul minim pe economie trebuie să fie de 500 de euro. De ce? Pentru că murim dragul de foame. Nu-ți ajung banii, niciodată. Dar până nu le ajunge lor cuțitul la os, funia la par, etc., nu iau decizii. Acum propune ăsta un proiect de modificare a legii în sensul în care să fie posibil amenajarea unor spații speciale. Când a vrut populația, Fenechiu n-a zis chestia asta. Când patronii de baruri din țară au spus, domnule, dar lăsați-ne să ne facem un colț, domnule, îi zidim pe fumători înăuntru. Lăsați-i să fumeze, că ăștia îmi pleacă din crâșmă și nu mai cam din ce trăi. N-a venit Fenechiu cu propunerea asta. Că a zis că taci, bă, că ăștia nu o să-și dea seama, noi de fumat o să fumăm oricum în birouri. Ei, că nu îi lasă nici pe ei. Și atunci vine propunerea imediat. Clink, bă, eu zic să le dăm voie. Toți deputații fumează afară. S-au amenajat terase și părculețe. Păi da, că ei au cu ce? Senatorii și deputații care au amenajat terase și părculețe și au pus băncuțe și scrumiere elegante, nu le-au făcut din banii lor. Patronul de bar trebuie să facă chestia asta din banii lui. Lui nu-i vin de la bugetul local. Nu să-l găsiți pe patronul de la nu știu ce restaurant din Roman care e pe punctul de a-și pierde clienții fumători. Să-l vedeți în ședință de consiliu local spunând, domnule consilier, eu aș dori să-mi aprobați 15.000 de lei pentru amenajarea unei terase pentru că nu mă mai lasă statul să fumez înăuntru. Și consiliul să spună, consiliul local, păi de ce să-ți dăm bani? Păi văd că senatorii și deputații au primit de la buget chestia asta, adică s-a creat precedentul. Înseamnă că vin bani de la buget pentru amenajarea de terase, pentru fumători. Statul mă obligă să nu îi las înăuntru, atunci statul să-mi plătească ca să-i pot ține afară. E simplu. Dacă statul vine și îmi face mie ordine în proprietatea privată, păi să-mi facă ordine în proprietatea privată și să menajeze o terasă. Până nu le ajunge ăstora de fac legi și iau hotărâri pentru noi, cuțitul la os, nu vor lua hotărâri. Mai țineți minte, apropo, ieri s-au făcut 2 ani de când în Venezuela poliția a omorât demonstranți în una din cele mai mari demonstrații a epocii moderne venezuelene. Mai țineți minte? Acum 2 ani se întâmpla. Studenții au ieșit în stradă. Sunt două variante să faci un guvern să asculte de populație. Una din ele este să ieși cu parul. Cealaltă ar fi votul. Vot. Dacă fiecare buletin de vot ar veni cu o torță sau cu o furcă, altfel ar fi voturile.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine, cred, la altă ediție, 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!